Evenimentul se va desfășura în perioada 4-6 septembrie în stațiunea Mamaia, la malul Mării Negre. În cadrul aceleiași competiții va avea loc și Cupa Europeană Premium de Triatlon. La concurs o anunța prezența cei mai cunoscuți triatloniști din Europa, dar și sportivi importanți din țara noastră. Ei vor avea de ales dintre prova super sprint, 400 metri not plus 10 km ciclism plus 2,5 km alergare, prova sprint 750 de metri not plus 20 de km ciclism plus 5 km alergare, proba olimpică 1500 de metri not plus 40 km ciclism plus 10 km alergare, ștafeta sprint 750 de metri not plus 20 de metri ciclism plus 5 km alergare, ștafeta olimpică 1500 de metri not plus 40 de kilometri ciclism plus 10 km alergare. Copiii cu vârste cuprinse între 9 și 12 ani pot participa la aquatlon 200 de metri not 1,25 km alergare sau la duatlon 1,25 km alergare, 5 km bicicletă și 1,25 km alergare. La Triathlon Challenge Mamaia 2015 înscrierile continuă până la sfârșitul lunii august.